Bihorenii solidari cu refugiații ucraineni. Într-un timp foarte scurt în Bihor au fost înființate mai multe organizații care cu ajutorul voluntarilor colectează donațiile celor care vor să ofere ajutor refugiaților. Sunt pregătite pachete cu alimente, haine, produse de igienă, ori medicamente și este asigurat transportul către oamenii care sunt nevoiți să-și părăsească țara aflată sub ploaia rachetelor rusești. Camelia Groza a creat pe Facebook grupul Oradea alături de Ucraina. La nici 24 de ore de la crearea paginii, aproape 9.000 de persoane s-au alăturat grupului. După ce am văzut știrile la TV cu refugiații din Ucraina, cu tot ce se petrece acolo, am rămas foarte marcată de mamele care trec granița în necunoscut, cu copiii singuri, lăsându-și bărbații dincolo. Nu știu dacă se vor mai revedea, vin plângând, vin cu plăsuțe, cu lucruri puține pentru un copil și așa mai departe. M-am gândit că am putea crea un grup. Și l-am creat chiar vineri dimineața. În mai puțin de 48 de ore am avut deja 8 transporturi înspre vama de la Sighet. În rândul voluntarilor care pregătesc transporturile pentru refugiații ucraineni au intrat și polițiști. Cam câți voluntari lucrează în acest moment la centrul de colectare? Zeci de voluntari, inclusiv poliția a venit să ne dea o mână de ajutor. Toată lumea vine, pleacă, suntem foarte mulți. Am pus la dispoziție spațiul sălii noastre de evenimente cu brațele deschise pentru cei care chiar au nevoie în momentele astea de noi. După cum se vede, sortăm, ambalăm, trimitem către Vama Sighet. Am venit voluntar ca să ajut oamenii sinistrați să transportăm ajutoarele oferite de toți cetățenii orașului ca să ajutăm oamenii la nevoie. Reacția românilor dovedește o mare empatie față de semeni aflați în suferință și asta de ce să nu fim sinceri față de un popor de care știa sau știe încă foarte puțin, chiar dacă suntem vecini aici de o bucată de vreme. Mulți bihoreni s-au oferit chiar să-i primească pe ucraineni în casele lor. Acțiunile de strângere a donațiilor pentru refugiații ucraineni continuă și tot mai mulți bihoreni se implică în sprijinirea oamenilor care și-au părăsit căminul din cauza agresiunii rusești.